doamnelor și domnilor, discutăm despre acest subiect cu colegul nostru Florin Negruțiu. Bună ziua, Florin, mulțumim pentru prezență. Bună ziua. Te salut, Florin. Și mă gândeam acum, în timp ce mă uitam la ce s-a întâmplat acolo, cu ce să încep. Cu acuzațiile astea că s-ar cumpăra opoziția ca să tacă? Sau cu faptul că am trecut de mult? Noi trecuserăm deja. Dar parcă mi se pare că tot mergem mai departe și mai departe, zici că n-are limită circul ăsta. Nu se mai numește circul, nu știu cum se numește. Care se pare mai rea? Nu, știu care mi se pare mai importantă, dar așa, cu siguranță telespectatorilor nu o să li se pare importantă discuția despre bani. Anul ăsta am vorbit foarte mult despre taxe și impozite și când vorbim despre lucrurile astea serioase, audiența se duce în cap. Drept care, hai să vorbim despre circ, că mai ridicăm puțin interesul telespectatorilor. Pe asta mizează și cei care fac circul din Parlament, pe faptul că lumea se uită, se râde cu parlamentarii și, pe urmă, schimbă și se întoarce la alte lucruri. Nu mai există niciun filtru în momentul ăsta între tipul ăsta de parlamentari, de politicieni și public. Și pun o întrebare, e o întrebare care mă frământă, uite, de pildă, doamna Șoșoacă. Dânsa este o cauză sau un efect? Este o cauză a vulgarității, a obscenității din societate sau este un efect? Generează vulgaritate și violență în societate? Indiferent care este răspunsul, puteți să spuneți că doamna este o cauză, puteți la fel de bine să spuneți că este un efect. Paradoxal, te spune un pic din amândouă, eu așa văd. Dar cred că putem spune cu siguranță, cu certitudine, că doamna Șoșoacă este reprezentativă pentru vulgaritatea din societatea românească. Și domnul Simion. Și toți domnii care s-au luat de gât și s-au mângâiat cu pumnul ieri în Parlament, sunt reprezentativi pentru o parte din societatea românească. E, asta este societatea care iese la vot. Și care are un contact direct, nemijlocit, nemediat de presă, cu aleșii lor. Tu vezi că nu mai există instituția conferinței de presă? Adică nu mai vine ziaristul să-i pună întrebările cetățeanului. Politicianul în momentul ăsta are telefonul la el și face circ pentru că el este în contact direct cu urmăritorii de pe bula lui de Facebook. Sau de, acum a apărut o chestie și mai teribilă, se numește Threads, în care este, unde este spațiul libertății absolute de a înjura. Și cine este star pe Threads este doamna Șoșoacă. Șoșoacă este star absolut pentru că poate să spună ce-i în gușă și în căpușă acolo. Poate să înjure, poate să amenințe, poate să zică orice. Și culmea, sunt foarte mulți, zeci de mii de oameni care vor să o vadă, vor să se înjure, vor să se ia de guler cu doamna Șoșoacă. Și atunci tipul ăsta de politician va avea succes în perioada următoare pentru că știe să speculeze noul tip de public pe care îl generează rețelele sociale. Iar rețelele sociale nu generează chiar oamenii cei mai deștepți, chiar votanții cei mai deștepți. Dimpotrivă, prostia se agregă armonios, natural, pe rețelele sociale. Știi ce este îngrijorător? Pentru că violența în Parlament a mai fost, dar a fost în principal violență de limbaj, Florin. Uh-huh. Acum s-a trecut de la violența de limbaj, s-a trecut la violență fizică, de când, în special de când AUR a intrat în Parlament în urma alegerilor din 2020. Și ceea ce este culmea este că publicul apreciază asta, nu doar pe Facebook. Vedem și în sondaje și poate vom vedea, și cu siguranță, adică vom vedea și anul viitor la vot. În sondaje, AUR și cu Șoșoacă sunt întrunesc un sfert din opțiunile celor care ar merge la vot. Deci sunt reprezentativ pentru mai mult decât o parte din societatea românească. Și acum întrebarea de 100 de puncte este următoarea. Unde sunt oamenii decenți? Mai sunt oameni decenți în România? Cu siguranță. Unde sunt oamenii decenți? Pentru că la asaltul vulgarității, al obscenității publice, omul decent tinde să se dea un pas în spate și să spună eu nu particip la așa ceva. Nu este spectacolul meu. Nu vreau să mă bag în troacă cu porcii. Nu vreau să mă mânjesc. Însă, dacă lași scena publică pe mâna acestor extremiști, asta vei avea în permanență. Extremismul adună extremism.
vulgaritatea atrage vulgaritate și te vei trezi că ai un parlament dominat de tipul ăsta de politicieni. Deci trebuie să faci un efort, chiar dacă te dominat de... Da. Yeah. Okay. Chiar dacă te roade la ficat. Trebuie să te duci la vot și să votezi nu varianta cel mai puțin rea, varianta cel mai puțin obscenă. Dar uite-te în spate, până la urmă, Florin, vedem imagini chiar de acolo, de ce s-a întâmplat și oameni de la care, eu să zic, eu la Franța Șbarna nu mă gândeam că ajunge să se certe cu cei de acolo. Uite, eu nu sunt Moșteanu, la fel. Adică, cumva, bula asta pe care noi o credeam una mică de oameni care incită la violență de limbaj, vreau să mă raportez la asta, că v-aș spera să nu fie vorba de altceva, cumva enervează și pe ceilalți, vezi? Și nu poți, apropo de ce spuneai, nu poți să stai în bancă și să accepți ca tot să facă circ acolo fără să le spui nimic. Iarăși este o consecință a modului de relaționare de pe rețelele sociale. Cei care fac lucrurile astea în Parlament sunt trolii de pe Facebook. Un troll de pe Facebook sau de pe rețelele sociale încearcă să te provoace în permanentă. Exact. Ce poți tu să faci în momentul în care te agresează un troll? Păi să-l ignori. Este singura modalitate de a dezarma un troll de net. Poți să-l ignori în momentul în care vine și te ia de ureche? Sau te ia de guler? Greu. Păi este foarte greu, pentru că vezi lucrul ăsta întâmplându-se pe stradă sau în trafic. Că ăștia sunt în trafic. Uh-huh. Te șicanează, te coboară din mașină. Și atunci tu ai două posibilități. Ori te blochezi în mașină și îl filmezi, iei numărul și suni la poliție, în speranța că cineva doar îți va face dreptate, ceea ce așa, sau te dai jos la el și mănânci bătaie. În Parlament se întâmplă varianta a doua. Vezi cum violența naște violență, vezi cum acești agenți provocatori reușesc să transforme tot Parlamentul într-o scenă extrem, extrem de prost gust, astfel încât noi nu înțelegem ce se întâmplă în aceste zile, se dezbate bugetul României. Sunt discuții care vizează finanțele tuturor celor care plătim taxe și impozite în țara asta. Sunt lucruri care sunt de o gravitate fără precedent în Parlament. Simion are dreptate când spune că puterea dă șpagă fiecărui parlamentar ca să își treacă pe repede înainte amendamentele. Lucrurile astea s-au întâmplat și până acum și se vor întâmpla și de acum încolo. Și mai apar câteva articolașe de presă care spun lucrurile astea. Dar în fața spectacolului ăstuia, nimeni nu mai are timp să se ocupe de cifre, de analize, de studii de impact. De lucrurile evazioniștilor care permite să furi până la un milion. Dacă nu ești prins, ești ok. Exact. Dacă ești prins, dai bani. Ca dovadă, noi vorbim despre spectacolul din Parlament în loc să vorbim despre legea Ciucă-Ciolacu. Exact. De salvarea evazioniștilor. Toată lumea. Din păcate, mulțumim tare mult, Sorin. Mulțumim.